Ne jucăm și învățăm. Acest slogan este des folosit de preșcolari care ne surprind de fiecare dată cu diversele lor acțiuni. Grupa rățuștelor de la grădinița Prichindelul din Burdujeni și-a lansat primul volum de versuri intitulat Muguri de vers. Acțiunea face parte din proiectul educațional Sunt copil european, coordonat de profesorul Sanda Achihăie. De Ziua Mondială a Poeziei vrem să lansăm primul volum de poezii scris de către copiii din grupa rățuștelor de la grădinița Prichindel, volum care se intitulează Mugur de vers, volum de poezie a cărui autor sunt copiii dumneavoastră. Dacă vor continua să exerseze talentul literar pe care l-au dovedit, va fi spre bucuria dumneavoastră, spre bucuria noastră și spre bucuria lor. Dacă nu, bucuria va rămâne unică și cred că va fi un element de referință al copilăriei lor. Prin lansarea acestui volum, cadrele didactice și preșcolarii au dorit să marcheze Ziua Mondială a Poeziei. Versurile din această carte sunt creații ale copiilor și ale părinților acestora. Prichindeii au recitat cu mare emoție poeziile lor în cadrul evenimentului. Totodată, câteva dintre poezii au fost traduse în limba franceză și recitate de copii pentru a marca Ziua Francofoniei. Să-i facem la lucru când ciocnește.